Bună ziua, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. Republica Moldova urmează să ia un credit de 80 de milioane de euro pentru interconectare energetică cu România. Iar, drept consecință, prețul pentru energia electrică ar putea scădea. Aceasta este tema ediției de astăzi, pe care ne-am propus să o abordăm împreună cu Oleg Lipski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Și Sergiu Ungureanu, expert economic. Bună seara și bine ați venit, domnule Ungureanu! Bună seara! Domnule Lipski, haideți să ne spuneți mai multe despre acest credit ce urmează să-l ia Republica Moldova de la Banca Mondială și în contextul cărei necesități este nevoie de un asemenea proiect energetic în conectare cu România. Vă rog. Deci, proiectul este nu de 80 de milioane, da, este cu mult mai mare, de 270 de milioane. Prima parte este proiectul Băncii Europene de investiții, 80 de milioane, pe urmă merg Berdu, merge Banca Mondială și este un grant de la Uniunea Europeană. Deci, acești bani constituie în total 270 de milioane, asta este o sumă enormă, care încă așa ca cu o sumă pentru un proiect, așa ceva Moldova n-a avut, dar principalul nu e în asta. Principalul e între aceea că așa proiect la moment Moldova nu necesită. Și pe noi ne bagă în niște proiecte, în niște datorii, care până la sfârșit au un conținut politic, geopolitic și n-au nimic legat cu economia. La moment Moldova primește energie electrică în jur de 70% de la stația electrică de la Dnistrovsk, din Transnistria, și 30% din Ucraina. Prețul, noi știm, în jur de... prețul pe care îl avem noi deja la consumatori, 1,79 lei. Și dacă noi vedem datele din România, de exemplu, județele Dobrogea, județele Tulcea, Constanța, Ialomița, Călăraș, 0,48-77 lei kilovatură, asta în jur de 2 lei. Deci, da, deja prețul este mai mare și dacă mai socotim și transportarea pe teritoriul României și pe teritoriul Moldovei, noi vedem că prețul este cu mult, se primește cu mult mai mare decât acela pe care îl avem la moment. Este încă un moment. Noi avem două surse. Deci avem și Dnistrovsk și avem și Ucraina. Sunt acei doi concurenți care se bat pentru piața Republicii Moldova. Bine, dacă România vrea să intre tot pe piața asta, noi pe 12 decembrie 2008, nu știu cine la moment la dânsii, dar directorul general la Transelectrică, Stelian Gal, la Arad, la o consfătuire, la o adunare, a spus că vrem să realizăm o linie electrică de interconexiune importantă de 400 kV între Suceava și Bălți. Da. O să finanțăm și lucrările de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că altfel proiectul nu s-ar face, pentru că cei din Republica Moldova nu dispun de banii necesari. Gal a precizat că suportarea de către autorități române a costurilor investiției pe teritoriul Republicii Moldova în proiectul liniei de interconexiune nu va fi o pierdere pentru Transelectrica, ci un câștig pentru companie, deoarece sumele investite se vor recupera în timp. Iaca, dacă sunt declarațiile ei, dacă ei, da, dacă ei vor să intre pe piață, lasă să construiască din banii lor. Dar pentru ce noi să construim, să intrăm în datorii, să construim ca să oferim lor piața noastră? Da. Domnule Ungureanu, decizia în acest sens a fost aprobată în cadrul unei ședințe a Parlamentului Republicii Moldova. Revin la întrebarea pe care am adresat-o și domnului deputat Lipski. În Republica Moldova există necesitate de energie electrică, ori este asigurată în proporție 100%? Vă rog. Deci, întrebarea aceasta și faptul că a ajuns în Parlament denotă importanța ei și faptul că Republica Moldova se gândește și la alte surse de energie de asemenea reflectă importanța acestei întrebări. Ceea ce noi trebuie acum să înțelegem este dacă cu adevărat se merită a se investi în acest proiect la moment și din ce punct de vedere, din punct de vedere economic, din punct de vedere financiar sau din punct de vedere strategic. Deci la moment Republica Moldova are suficientă energie, ea se alimentează atât din sursele proprii, circa 20-25% de mizi, cât și sursele de import. Cele de import reprezintă cei mari concurenți, cum sunt Ucraina și centrala Dnistrovsk. Bine,
cum spune, uslovna import, da, pentru că este tot în Transnistria, dar sensul este Republica Moldova, este o întrebare aici încă de ordin politic. Dar avem, spre exemplu, pentru a acoperi necesitățile noastre și mai ales având în vedere că în partea ucraineană consumul de energie a scăzut datorită factorilor economice, multe întreprinderi s-au închis, deci ei au de unde să dea energia aceasta. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm din punct de vedere strategic, cei de la conducerea țării, de la guvernare, s-au pus întrebarea că să mai avem o sursă. Da? Să mai avem o sursă, da, alternativă, ca în cazul în care, teoretic vorbind, se fac niște scenarii mai dramatice sau mai puțin dramatice. Pentru țara noastră. Pentru noi să avem de unde lua. Dar aici aș spune întrebarea și altfel. Bine, dacă noi vom depinde mai puțin din partea de est și vom avea energie din partea de vest, este foarte bine, dar de ce să nu ne gândim și la sursele noastre interne, la dezvoltarea surselor de energie regenerabilă, pentru care deja s-au dezvoltat foarte multe tehnologii. Noi deja suntem într-un prag de dezvoltare, omenirea în care există posibilitatea de utilizare a surselor de energie regenerabilă, care până la chiar acum 10-20 de ani păreau imposibile sau neadecvate pentru Republica Moldova, cele de vânt, cele de soare. Deci potențialul este destul de mare. Deci haideți să ne gândim, deci nu doar la ce de unde sursa tradițională. Tradiționale, sau de la est, sau de la vest, cumpărăm, de cine să depindem mai tare, pentru că, bine, de o parte strategic, poate e bine să mai ieși din altă parte, să mai mulți cumpărători sau mai mulți clienți care sunt depinzi doar de unul. Dar cea mai bună strategie este să putem acoperi acest necesar de energie din sursele noastre interne. Și este aceasta posibil, pentru că dacă vom mai construi iarăși linii care vor sta degeaba, spre exemplu, cum stă astăzi gazoductul Iași-Ungheni, da, bine, n-am făcut nimic, iarăși am intrat în niște istorioare cu plată și mai departe ce? Domnule Ungureanu, colegii noștri au tot titrat faptul că ar putea energia electrică să se ieftinească. Aici vreau să ajung. Există premise reale să credem acest lucru? Din punctul de vedere al investiției făcute, haideți să înțelegem foarte bine, chiar și în ceea ce a spus, da, domnul deputat un pic mai înainte, când se face o investiție, în primii ani nu are cum să fie mai ieftin această energie. Deci în primii ani merge amortizarea acelei investiții, sunt cheltuieli de rodaj, cheltuieli de întreținere care sunt destul de mari. Deci nu putem vorbi din primii 10 ani, cel puțin așa, în mod normal, primii 10 ani, va fi o ieftinie. Deci invers, va fi un pic mai scumpă decât normal, pentru că trebuie să se recupereze acea investiție. După care, depinde deja de dezvoltarea sistemului energetic, dezvoltarea acelor surse. Pentru că, spre exemplu, astăzi în Uniunea Europeană există un excedent pentru aceleași surse, care le-am spus eu, de surse regenerabile. Există zone care au o acoperire foarte mare de eoliene și acele centrale eoliene, când este un vânt puternic, ele practic nu au unde da și excedează această energie. În Germania, spre exemplu, sunt situații în care, din cauza prea multor surse de energie solară, ei în timpul zilei, în timpul nopții sunt uneori, acumulează prea multă energie și o dau oamenilor cu gratis sau iluminează străzi, iluminează drumurile, numai că această energie se ducă. Deci ar putea fi un acest excedent de energie, dar iarăși acesta nu este de o stabilitate înaltă, pentru că, spre exemplu, sursele pe gaz, pe cărbune, sursele tradiționale, poți porni oricând ai nevoie de energie în sistem. Dar sursele astea regenerabile, care am spus, de vânt, de soare, de alte hidro, ele deja depind de factorii meteorologici. Este vânt, avem energie. Este soare, avem. Dar, spre exemplu, dacă e știl și dacă nu este soare, sau atunci deja mai puțin. Deci, nu exclud că este un asemenea scenariu, dar acest scenariu este posibil numai în condiții foarte bine stabilite, în condiții în care avem și infrastructura bine dezvoltată, dar în condiții în care și noi putem să le atingem, fără ca să cerem, fără ca să importăm. V-am spus, dacă instalăm suficiente surse regenerabile la noi, atunci noi nu mai avem nevoie să depindem și vom avea și noi energia aceasta ieftină, pentru că la moment este destul de accesibilă și aceasta pentru o țară ca Republica Moldova. Vreau să o susțin pe coleg. Da, vreau să spun că acești bani, 270 de milioane, este o sumă destul de serioasă și dacă ar fi investite în stațiile electrice diferite, da, și energia și solară, și vântul, și biomasa, da, și biomasa, și celelalte, noi am închide aproape, nu poate nu totul, dar eu cred că mai mult de jumătate din necesitățile țării în electricitate. Și atunci pentru ce să investim, ca să depindem de cineva iar? Domnul deputat,
Dacă sunt suficient de documentat, noi mai avem patru rețele, da? În țara noastră, care undeva rămân la propriu și la figurat în aer, care nu sunt exploatate. Ele sunt patru rețele și mai este încă de 110 kV care intră în Ucraina. Și când s-a prezentat în Parlament, a spus că aceste rețele nu mai sunt lucrative după ce România... Au fost vandalizați. Nu, este vorba de altă rețea care a fost vandalizată. Deci aceste rețele nu sunt lucrative deoarece România... Linii electrice. Linii electrice de 110 kV care intrau pe teritoriul României, dar era vorba de export, dar nu de import de acolo. Deci aceste rețele, după ce s-a schimbat frecvența, s-a schimbat situația în România, nu mai sunt lucrative. Și mai este o linie care merge de la Dnistrov spre teritoriul Ucrainei până la Vulcanești. Ea se ține sub tensiune ca să nu fie furat acolo totul, că numai pentru asta se menține tensiunea pe dânsă. Deci este infrastructura care construite trebuie susținute. Și noi am spus mai sus că dacă noi avem prețul în România este prețul acela de 2 lei și noi avem 1,79 lei. Și care e sensul dacă se menține această situație? Dacă se menține această situație, linia o să fie construită. Ea tot o să fie nevoie să fie susținută în lucrativă, dar ea nu o să dea nimic, nu o să dea efect. Da. Fiindcă atunci care e sensul? Ca populația să plătească mai mult? Întrebarea mea este una tranșantă. Atunci această grabă a Parlamentului de a examina chestiunea respectivă trebuie văzută prin optica politicului? Există interese aici, ca să fiu exact? Eu înțeleg că doar este întrebare de geopolitică. De ce eu spun asta încă? Ce mă convinge? Strategia este argumentarea oportunității. Eu m-am documentat și eu special ca să citim ceea ce s-a spus în Parlament. Strategia energetică Republicii Moldova până în anul 2030, atenție, 2030, privind posibilitatea dezvoltării proiectelor de interconexiune în regim asincron cu România prin construcția convertoarelor back-to-back foarte scumpe stații, menținând în paralel posibilitatea de a activa în regim sincron cu sistemul energetic din Ucraina. Unde e Transnistria? Noi parcă vorbim de reintegrarea țării. Avem un minister care se ocupă cu problema, cu reintegrarea țării. Noi până în anul 2030 nu vedem țara reintegrată? Deci asta tot mă convinge că este un proiect politic, geopolitic. Da, eu în calitate de ziarist fac aici o mică paranteză. Am invitat în dimineața acestei zile reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, însă dânșii ne-au spus că invitația este trimisă un pic cam târziu și nu reușesc să identifice o persoană abilitată care ne-ar putea oferi mai multe amănunte pe marginea problemei discutate. Ne pare rău și așteptăm reacția domnilor lor. Poate între timp se hotărăți ca să... Eu vreau ceva să adaug. Deci, iar din argumentare, există o necesitate critică pentru alte linii de înaltă tensiune. Care necesitate critică noi avem? Noi avem o țară aprovizionată. Noi avem alt moment critic. Avem o linie, deci linia care merge din Chișinău, de la Dnistrov prin Chișinău la Bălți, este o singură linie și dacă se avariază ceva, deci o să fie nevoită să fie sistată, deci transportarea energiei electrice, o să fie o tragedie, fiindcă n-ai altă, n-ai nimic, paralel nu poți, n-ai una de rezervă. Deci asta este momentul. Asta e critic, da. Noi trebuie să vedem ce e de făcut cu asta. Deci momentele care deja și colegul a menționat, trebuie construite stații electrice pe teritoriul Republicii, ca să nu depindem, deci până la 75% trebuie să ajungem, ca să nu avem, să avem o siguranță în destulare cu energie electrică. Și trebuie reconstruite liniile, trebuie reparate, de făcut, fiindcă noi avem probleme. Noi avem probleme cu Union Finosa, când se conectează pe mai multe ore, se deconectează sate întregi și orășele întregi. Asta este securitatea energetică. Dar noi ne uităm unde să ne mai conectăm. În felul acesta noi putem să ne conectăm și la Franța, și la Statele Unite, o să avem mai multe surse. Dar din punct de vedere economic, sens nu. Domnule Ungureanu, în perioada anilor 2021-2022, spun specialiștii, ar exista posibilitatea ca această construcție să fie finalizată. Haideți să vorbim despre acești parametri temporari. Ei sunt reali? Pentru că ați vorbit un pic mai devreme, necesită o investiție foarte consistentă și lucrul ăsta nu este de ignorat.
Dacă să vorbim despre faptul interconectării dintre rețelele energetice ale Republicii Moldova și ale României, pentru aceasta este necesar să se adopte strategie. După care strategie mergem? Mergem după deconectarea totală față de est. Deci când Republica Moldova cu sistemul său energetic se deconectează față de liniile electrice ale Ucrainei, în cazul dat pentru noi cu Ucraina, și atunci se conectează în totalitate la sistemul energetic românesc, și atunci, bine, european, pentru că deja sistemul energetic românesc e cel european, și atunci deja noi vom, sistemul nostru va funcționa după aceiași parametri energetici, aceeași frecvență, pornire, defazaj, deci toate lucrurile astea va funcționa după sistemul european. Dar atunci noi nu ne vom mai putea importa energie din partea de est sau va trebui să construim aceste stații back-to-back, anume partea de est. Sau Republica Moldova merge pe o cale ca să aibă posibilitatea și din est și din vest să importe energie și atunci ea, noi importăm mai departe pe aceleași linii care le avem cu Ucraina, 11 la număr, pe care le importăm la noi în Republica Moldova, iar cu România, deci cu sistemul european, punem acele stații de interconectare care transformă de la parametrii europeni la parametrii noștri. Bine, e aceeași tensiune, e aceeași frecvență, dar sunt anumite deosebiri care duc la care nu putem să le conectăm direct. Deci din cauza aceasta. Până în 2020-2022, dacă spunem întrebarea că este posibil, este posibil scenariul al doilea, în care noi rămânem conectați la același sistem, sistemul de est, iar sistemul european, ca să ne conectăm la sistemul energetic european, avem nevoie de cele stații care pur și simplu transformă acei parametri și îi sincronizează cu ai noștri. Construcția patru stații, sau bine, la început pe proiect se prevăd două stații. Construcția acestor două stații până la urmă și ridicarea până la patru acestor stații, este posibil teoretic și practic este posibil acest lucru, dar aici depinde deja de parametrii economico-financiari. Cât de tare va fi aceasta atractiv economic, cât de tare nu. Și am spus, în cazul în care în Uniunea Europeană, în sistemul energetic european, bine și cel românesc, există un excedent de energie și această energie ieftină, uneori este prea mult și trebuie dată cuiva, atunci, bine, mai putem vorbi despre o parte economică atractivă. Dar în cazul în care nu vor fi aceste excesuri de energie, în cazul în care nu vor avea de unde să dea, atunci, da, intrăm în latura acelor parametri în care spune domnul deputat și care nu ne vor face atractiv economic. Ei, analiza aceasta și unde se face motivare de o necesitate stringentă, eu de asemenea o văd încă, aș elimina cuvântul stringent, pentru că nu este atât de stringent, noi avem energie, posibilitate. Stabilitate. Și stabilitatea sistemului, pentru că stabilitatea sistemului va fi, dacă noi, anume la interconectarea aceasta, va suferi stabilitatea sistemului, cum o vom face noi. Dar cred că aici mai mult se ține de laturile strategice, politice, de orice alte laturi, bine, mai trebuie încea sau mai puțin trebuie încea, dar numai nu de cea strict economică acum. Domnul deputat, spuneți-vă, rog, ceva mai devreme vorbeam despre dimensiunea aceasta politică și spuneam că în intervalul ăsta de 27 de ani de independență au existat mai multe proiecte și volens nolens ajungem la ceea ce remarca și domnul Ungureanu în acest studio, la gazoductul Iași-Chișinău. Putem noi vrem trăsa? Să începem încă mai un pic mai devreme, mai devreme. Vă rog. Cu programul Pământ. Da. Programul Pământ care a dezbinat toate colhozurile, a nimicit agricultura în țară. Era parcă tot un program progresiv care era nou, a fost impus ca atare. Și până la sfârșit noi acum venim, pământurile acestea sunt, loturile acestea sunt dezbinate, agricultura zace pe în situația în care ea este. Noi am nimerit în situația când trebuie să importăm și roșii în țara asta, în țara noastră, da? Da, dacă tot la asta, vorbim, la asta noi am ajuns. Cu gazoductul. Gazoductul a fost implementat, deci proiectul Iași-Ungheni, până ce noi n-am văzut că se lucreze ceva acolo. Acum trebuie să mai prelungească până la Chișinău. Eu nu știu care e sensul, că dacă gazul din România care ar veni, el majoritatea, totuși gazul acela, până la sfârșit, tot vine din Rusia. Și noi iar ne ocupăm cu proiect, iar un proiect mai mult politic decât economic. Da, pe noi ne sperie că dacă în Ucraina ceva și noi nu o să primim energie electrică, nu o să primim de la Dnistrov din Ucraina, nu o să primim gazul din Rusia. Dar dacă în România nu o să ajungă gaz pur și simplu pentru noi, de unde să iei ei gaz? Eu să lipsească populația sa să ne deie nou gazul acesta. Deci sunt niște proiecte care eu n-aș spune așa în glas tare, poate că se spală banii acolo, dar este suspiciune că se face asta totuși și banii aceștia, cine
câștigă. Deci se spune, domnul Peter Mihalco, când a fost să scălie semnat acordul cu Berș și cu BEA în privința interconectării țărilor electrice, el a spus că va oferi o securitate energetică, va mătăți competitivitatea pieței electrice și o să fac o schimbare pentru cetățenii Moldovei. Da. Care e schimbarea? Mai primim pe spatele nostru încă un credit, încă o datorie de 270 milioane de euro. Asta e schimbarea? La noi, iacă în studio arde lumină, în satele arde lumină. Noi am spus deja că numai din vina Union Finosa sau da. Altul, poate să nu fie lumină în sat sau în oraș, dar așa lumină destulă. Noi avem energie electrică. Domnule Ungureanu, vreau să rămânem în albe aceluiași subiect, aceluiași aspect, după aceea revenim la proiectul nostru propriu zis, pentru că am discutat despre gazoductul Iași-Unghei. Ce nu a mers acolo? Dacă ne aducem aminte, primele persoane din stat mergeau, tăiau panglici, inaugurau și așa mai departe. S-a terminat gazul în Bălă. Avem aceeași soartă a tuturor proiectelor? În primul rând, ca și multe alte proiecte, acestea suferă de lipsa de transparență. Deci trebuia să fii foarte transparent și foarte deschis cu specialiștii, cu societatea civilă, cu cei care sunt interesați să cunoască toate etapele acestui proiect, care sunt, pentru că acum, la moment, noi aflăm doar din frânturi de informații, unde nu s-a ajuns, unde nu s-a pus, dar de ce lucrurile astea nu erau puse din start? Și mai ales, dacă se vroia un proiect calitativ, trebuie să discute liber cu societatea civilă, cu specialiștii, chiar și cu cei, nu anume cei care sunt de la minister, care, apropo, i-ați invitat astăzi și n-au găsit oameni ca să vină. Eu socot că trebuie să fim deschiși. Și iată, mostrele astea de închidere, că doar este o informație noastră, duc la lucrurile astea. Dar de ce s-a întâmplat anume cu proiectul Iași-Ungheni lucrul ăsta și nu s-a... Pentru că sunt mai multe pricini, precum că nu au conectat mai departe consumatorii, nu au creat infrastructura locală, deja mai departe se duc acest gaz unde trebuie să duc, nu au o viziune strategică. Spre exemplu, dacă acum Ucraina are problemele astea și cu Gazpromul rusesc și nu mai vrea să importe gaz din Rusia, poate acesta ar putea fi o conductă care ar tranzita Moldova și ar duce spre Ucraina. Și uitați-vă ce câștig am putea avea mai departe ca să-i vândăm. Teoretic, ca ei să nu mai iei doar de la slovaci sau din alte conducte. Deci lucrurile astea ar trebui să fie gândite de la început și trebuia să conecteze cel puțin încă vreo 2-3 raioane. Nu le-au conectat și acum infrastructura aceasta în mare parte stă neutilizată sau neutilizată la capacitatea la care ar putea fi utilizată și din cauza aceasta apar și unele degradări tehnice și parametrii economici suferă la acest proiect. Deci, dacă vor continua acest proiect până la Chișinău și vor obține și conectarea la sistemul moldovenesc, poate atunci există o premisă ca să meargă proiectul. Dar aici, iarăși, intrăm într-o problemă atât, pentru că, cum a spus domnul deputat, dacă nu va ajunge gaz pentru consumatorii din România, atunci în mod de cert vor importa. În ultimii ani s-au observat, nu în toți ani, dar în unii ani, că România ar fi avut suficient gaz pentru consumul propriu, pentru că au crescut consumul de energie regenerabilă și așa mai departe. Dar lucrul ăsta este încă instabil. Nu putem să ne bazăm 100% pe asta. Da, este o posibilitate, dar trebuie să o folosim și pe altele. Domnule Lipski, un aspect care necesită a fi abordat până la urmă este calitatea rețelelor de la noi din țară. Noi, pe de o parte, vorbim la conectare, la surse energetice și așa mai departe, dar realitatea ne demonstrează că noi, cei din municipiu, cei din capitală, la un vânt sau la o ploaie, practic rămânem fără energie electrică. Eu despre asta am spus deja mai sus, că noi avem cu securitate nu avem probleme înăuntru țării, cu rețelele înăuntru țării. Trebuie să ne ocupăm cu ele, să fie modernizate, să fie rețelele acestea, am spus, de linia asta, unica linie care merge spre Bălți, trebuie să fie construită cel puțin încă una care să dubleze, ca să nu apară. Dar cine trebuie să o facă până la urmă? Este Moldelectric care trebuie să se ocupe cu problemele acestea, dar și este și guvernul care trebuie să gândească strategic, nu să scrie că de la Dnistrovsk nu o să importăm, dar o să importăm din România și din Ucraina, având așa o stație puternică care acoperă de două ori pe necesitățile Moldovei în energie electrică, noi vrem să ne lipsim de energie de acolo. Eu vreau să spun încă ceva. Gazoductul acesta care duce din Iași la Ungheni, el trebuie să fie, am vorbit cu colegii mei și au spus că era altă idee, să fie Ungheni-Iași,
ca gazul să fie transportat din Republica Moldova spre România. Deci ideea era ca să câștige Moldova pe tranzit spre România. Și acum totul s-a întors pe cap, s-a scos de pe picioare, s-a pus pe cap. Așa e ideea și cu tranzitul acesta. Dacă centrala de la Dnestrovsk exporta energie electrică, acum se primește că din partea aceea unde a fost făcut export, noi așteptăm să importăm energie electrică. Deci sunt probleme, totuși, adânc politice, geopolitice. Ele n-au sub dânsele o bază bună economică. Noi o să facem un proiect de care nu avem nevoie, luăm niște bani. Aici vreau să ajung la dimensiunea economică. 80 de milioane, asta este doar o parte, spuneați și dumneavoastră la început, o primă tranșă, după aceea mai beneficiem de susținerea la BEI și BERT și a Băncii Mondiale. Și în acest context se cere o explicație. În condițiile Republicii Moldova, care ne aflăm într-un vacuum financiar, de ce totuși se utilizează niște credite care până la urmă vor fi nevoie să le rambursăm? Creditele care Republica Moldova le primește, din punctul meu de vedere, sunt credite care sunt impuse Republicii Moldova mai mult, dar nu se cer de Republica Moldova. Chiar și creditul, dacă deja am vorbit mult și despre gazoduct și despre interconectare, dar este un credit care se tace, nu se spune despre asta. Eu m-am ridicat întrebarea la ședința care a avut loc vineri a Parlamentului. Este vorba de credit care trebuie să primească Calea Ferată. Calea Ferată, de 4 ani, plătește procente pe credit care nu l-a primit. Lucrează cu locomotive vechi, n-are de unde să plătească salarii oamenilor. Sunt restanțe de la 3 luni până la 6 luni la unele structuri de la Calea Ferată și creditul, ei plătesc creditul și nu se pot aprecia cine-i de vină și ce-i de făcut că credit, sau să primească creditul sau să nu mai plătească procentele acestea pentru așa credit. Eu mă tem că în momentul acesta, acolo tot e implicat și BEI și BERT, eu mă gândesc că și cu rețeaua aceasta noi o să putem să avem așa tot probleme, tot în felul acesta. Banii nu o să fie primiți, dar o să plătim procente. Eu nu știu ce e asta, e scrocherie sau ce înseamnă, dar cum, încă o dată mă întorc la Calea Ferată, cum în 4 ani, nu, bine, mai puțin, în 3 ani jumate, 3 ani jumate Calea Ferată plătește procente, ne primind banii. Și tot merge vorba că ba tenderul n-a mers, ba locomotivele nu sunt cele care trebuie. Păi oameni buni, când v-ați apreciat că luați creditul? Pentru ce ați luat credit, ați ratificat creditul, acordul acesta, neștiind ce o să luați? Cu ce vă ocupa? Unde o să duc acești bani? Și dacă le primiți până la sfârșit? Și încă un moment apare. Tot. Dar nouă ne trebuie locomotive diesel în țară. Dar poate trebuie de electrificat Calea Ferată. Dar poate banii aici trebuie să fie pentru modernizare căi ferate. Deci ne-au băgat într-un credit cu locomotive ca atare, să zicem, mai puțin progresive. Da, ele au, cum să zice, mai lucrează și ele. Dar în condiția asta, pe noi ne bagă iar, ne impun să luăm creditul la interconectare fără care putem trăi. Domnul Ungurean, dumneavoastră ceva mai devreme ați vorbit despre sursele alternative. Eu vreau să vă acord următoarea întrebare, ieșind din teza enunțată un pic mai devreme. Sursele eoliene în Republica Moldova ar putea fi o sursă de alternativă în contextul problemelor discutate astăzi? Și de ce zic lucrul ăsta? De ce nu se investesc, nu știu, în susținerea celor care vin cu o alternativă care ar putea fi dezvoltată pe parcurs? Da, în general, sursele de energie regenerabilă este o tendință mondială ca să înlocuiască, clar că ele nu pot în totalitate înlocui, dar cel puțin parțial să înlocuiască sursele fosile, care au și aspectele ecologice, au și aspectele economice, adică noi ca să fim așa, să vorbim deja la concret, nu putem chiar să toată dorința asta, toată 100% doar din sursele regenerabile. Asta este realitatea. Deci, dar cel puțin partea, o bună parte, circa 50% și 60%, conform diferitor studii, noi am putea să le acoperim. Deci, sursele eoliene reprezintă una dintre aceste alternative și în ultimul timp s-a dezvoltat acest lucru în Republica Moldova.
Dar aici trebuie să vedem cu ce abordare venim. Pentru că acei investitori care vin să investească în orice resursă de energie regenerabilă, ei au nevoie să fie o siguranță. Dacă până acum legea spunea în felul următor, când tu investești, tu construiești stația aceea de producție a energiei, după care noi ți stabilim tariful, asta era cam nesigur pentru ei. Pentru că, spre exemplu, vine un investitor și spune că, uite, noi avem nevoie de pâine. Tu faci fabrica de pâine, dar noi o să spunem cu la ce preț ai să vinzi. La 2 lei, la 3 lei, la 5 lei. Și atunci el se gândește, bine, dacă eu să-mi pui un preț de 2 lei și nu-mi scot fabrica, atunci ce mă fac? Sau, și, deci cam în așa poziție erau puși acei investitori. Acum legea se schimbă, dar suntem într-o perioadă de tranziție deja cam mult. Pentru că cei de la mine, chiar aș fi vrut să întreb de la colegii de la Ministerul Economiei, de ce perioada aceasta de tranziție durează atât de mult, mai mult de un an deja de când s-a adoptat noua lege, dar mecanismele de aplicare încă nu sunt bine puse la punct și nu sunt, se pasează, ba de la ANRE, ba la Ministerul Economiei, și atunci investitorii ăștia care vor să vină pentru resursele generabile, precum solare, precum biomasă, eoliene, deci care îi știu concret, investitori care au ideea să vină și le-am făcut și studii pentru acest lucru, dar iarăși sunt puși în vacuumul ăsta legislativ, în care ei nu știu sub ce tarii vor numeri, ei nu știu sub ce licitații, pentru că statul va scoate la licitații puterile acestea, cum va merge mai departe. Acestea sunt o sursă, dar nu sunt la moment susținute de către stat. Iată aici ar trebui să schimbăm un pic politica noastră de stat. Și atunci și întrebările astea ar decădea, poate dacă nu în totalitate, parțial ar decădea și nu ar fi necesitatea atât de mare și atât de stringentă. Mai ales că există tehnologii și chiar scoade sub prețul la ceea ce avem noi astăzi în piață. Adică prețul de rețea, prețul energiei electrice și eoliene. Eu cred că răspunsul la întrebarea care, deci, domn Gureanu, da, și i-ați acordat dumneavoastră și despre ce a spus el, totuși, emisiunea de azi este răspuns. Se conectează și nu ne trebuie să avem noi la noi acasă. Ia că asta e răspunsul. Dar până la sfârșit... Eu sper totuși, că ei au o gândire totuși, mai... Eu văd că în strategie ce e scris. În strategie e scris că trebuie de conectat și de primit din Ucraina. Și nu e scris nimic despre dezvoltare în țară așa masivă. Fiindcă chiar dacă noi luăm energie eoliană sau energie deci solară, asta trebuie să fie niște stații mai masive, mai mari, ca să fie efective. Noi nu putem să facem stații mici. Nu, multe... sigur, nu merge vorba despre o casă, două, dar despre este vorba de investiții serioase. Și dacă vine cineva cu investiții mari, eu o să pun întrebare, de ce vă conectați acolo? Eu vă dau energie electrică aici la voi. Acasă, da, obținem, dar voi conectați și dați prioritate acolo, banii dați acolo, procentele pe credit îi plătiți acolo, dați-mi mie banii aceștia și, nu, mie. Da. În țară să rămână acești bani și noi, eu cred că o să găsesc oamenii care o să construiască aceste stații. Domnule, în raportul din Parlament, ați găsit răspuns la întrebarea de ce Vulcănești și nu o altă localitate? Nu, eu n-am găsit răspuns. Eu doar mă gândesc că poate ei vor să folosească infrastructura existentă deja, că noi știm că la Vulcănești este stația de transformare, merge linia aceasta de la Dnistrovsk încolo. Eu cred că din punctul acesta de vedere o să folosească infrastructura existentă, fiindcă stația asta back-to-back tot la Vulcănești și o să, ei vor să extinde stația de transformare din Chișinău, ca să ieftinească. Dar încă o dată, vreau să repet încă o dată și pentru telespectatori că proiectul acesta este la moment, este un proiect de care Republica Moldova nu are nevoie și banii aceștia o să fie investiți degeaba, fiindcă ei nu o să aducă nimic, ei nu o să schimbe viața în țară, ei nu o să aducă niciun aport, dar o să fie o povară adăugătoare, procentele și creditul care o să fie nevoie de întors la băncile acestea europene, care vin aici să câștige banii. Noi asta trebuie să înțelegem. Ei vin să câștige banii, dar noi trebuie să ne gândim, vrem noi să luăm banii de la dânsii sau nu. Fiindcă dacă tu vrei să faci reparația acasă și te duci să iei credit, dar nu știi pe urmă din ce bani se întorce acest credit. Aici situația similară. Da, domnule Ungureanu, Ion Comendant, coordonator la Institutul de Energetică Academiei de Științe din Republica Moldova, spunea, citesc, scenariul asincron nu se va recupera economic. Haideți să deschidem poate un pic parantezele și să explicăm celor care ne vizionează la această oră. Asta ar presupune, de fapt, acomodare tehnică?
Deci da. Dacă pornim de la spusele domnului comandant, acest scenariu asincron presupune construcția acestor stații back-to-back, care prevede că nu sunt sincrone sistemele, când sistemul din Republica Moldova are sincronismul său și cel din România are alt sincronism, deci nu sunt sincrone între ele și că ele nu se vor recupera. Aceasta, cum am spus-o, în condițiile în care piața energetică a Republicii Moldova este deja suficient de mult umplută de energia din Ucraina, din sursele noastre, din cele de la Dnestrovsk, deci care surse ar mai putea sau ce ar mai putea umple energia din import? Deci sunt niște cantități mici. La cantitățile cele mici, noi ar trebui, deci clar că nu se vor recupera. Și în cazul dat, uitați-vă ce scenariu poate fi pe viitor. Deci când se va construi aceste stații, având în vedere că trebuie să se recupereze cumva, se vor face lobby-uri ca la acele licitații care se petrec și licitațiile acestea de achiziția energiei s-au trecut și până acum foarte multe încălcări și care le-am expus și cu colegii am ieșit în diferite conferințe. Le-am expus și atunci se va face situația în care vor fi favorizați, avantajați, ca necesarul de energie din Moldova să nu mai fie importat pe acele linii tradiționale existente din Est, pe care le avem până acum, dar să fie importat, de ce nu, din Vest, chiar și dacă nu vor fi prețurile cele mai bune sau dacă nu vor fi condițiile cele mai bune din punct de vedere economic. Deci, cerințele o să fie artificial. Deci, eu nu vreau să spun că lucrurile astea vor fi, dar și nu voi fi atât de tranșant să spun că este un proiect foarte negativ sau foarte rău. El, în anumite condiții, poate fi și pozitiv. Deci, dar trebuie să foarte bine să vedem și să nu admitem elementele astea de corupție sau de spălare de bani. Pentru că cel mai tare mă tem că anume astea acum se urmărește, cumva să se corupționeze și această schemă. Și atunci, iarăși, din banii care vin și inclusiv din creditare, din îndatoririle țării, când vom îndatori, iarăși cu acești bani, este clar, evident. Dar dacă și acești bani vor fi iarăși furați prin diferite scheme de spălare de bani, asta va fi cel mai rău și cel mai dureros pentru țara noastră. Domnule Ungureanu, dumneavoastră, în calitate atât de expert în domeniu, spuneți-mi, vă rog, considerați piața energetică din Republica Moldova ca fiind, nu știu, monopolizată? Cum o vedeți? La moment, bine, energia și sistemul energetic este un monopol natural. Asta o găsiți în fiecare carte care începe despre sistemul energetic, așa spun. Este un monopol natural, deoarece într-o localitate, fiind într-un sector, există un monopol a unui furnizor. Că există un contract, spre exemplu, că prin aceleași rețele poate să furnizeze și alții energie. Deja asta e altă, asta deja merge vorba despre separarea furnizării. Dar că este monopol din punct de vedere, că uitați-vă, rețeaua aparține, bine, dacă cineva vrea să-și construiască o altă linie chiar de la stații până la dânsul acasă, bine, el învinge monopolul și ca și cum are o altă alternativă. Dar asta nu este posibil. Deci întotdeauna există în rețelele astea, este o monopolizare. Chiar și dacă noi vom importa, la începutul anilor 2000 era așa numită furnizare insulară. Deci când se deconecta așa o insulă, deci o anumită regiune din Republica Moldova și se alimenta cu energie din România, pe cele linii existente. Dar aceasta n-a durat mult pentru că, iarăși, necesită anumite deconectări, necesită anumite, deci, practic, o bucată din teritoriu trebuie să o decupezi de la restul teritoriului ca să nu fie, și să alimentezi doar cu acea energie care vine de acolo, pentru că să fie în sincronism între. Dar, iarăși, lucrurile, și atunci, iarăși, e monopol. Pe acel sector e monopol. Bine, restul e alt monopol. Nu putem vorbi despre un despre o piață atât de liberă cum piața, nu știu, a grâului sau a pâinii, unde când vrei, atunci există posibilitatea de a separa furnizorii, ca de aceleași linii, de aceeași, să se folosească alți furnizori. Dar asta este cu totul altă poveste. Da. Domnul Lipski, aceeași întrebare. E monopol pe piața energetică? Vreau din punct de vedere politic deja. Domnul Ungureanu ne-a spus din punct de vedere economic. Vedeți că noi, ca atare, cine prestează servicii de... La fiecare regiune. Noi avem aici Union Fenosa, la nord noi avem Red Nord, Vest, Est, dacă nu mă înșel. Deja s-au grupat într-un. Erau. Deci, până la sfârșit, asta, să zicem, mai multe, câteva monopoluri care furnizează energie electrică. Monopol la furnizori care lor le furnizează. Da, deja monopol nu este, fiindcă sunt stații. Noi avem, de exemplu, din Ucraina ne furnizează este, deci, centrala de la Dnestrovsk și este din Ucraina încă o stație, ea se numește, deci, Pavlograduga.
iar 30% vine de la dânsă. Deci nu merge din Ucraina ca din stat, dar concret de la, o stație, da, de la o stație electrică care furnizează energie electrică. Deci acolo poate mai puțin monopol, dar aici noi avem doar Union Fenosa și eu spun că problema securității de serviciilor Union Fenosa este destul de, slabă. Domnul deputat, în Parlament, atunci când a fost prezentată, de fapt, acest, nu știu, proiect, cineva din deputați întreba și chiar mi-am notat, pentru că mi s-a părut într-o oarecare măsură haios, a zis, dar energia totuși va veni? Asta liderul PCRM se întreba dacă ea vine. Deja ca să alunecăm în albia pragmaticului, vreau să vă întreb, există premize să credem că ne va asigura și stabilitate, să nu ne pomenim, ipotetic vorbind, ne-am conectat la această rețea, peste un interval de timp X nu mai avem posibilitatea, intervine nu știu ce parametri tehnici. Noi deja puțin am vorbit despre aceasta. Vă rog. Noi două surse avem. Deci noi ne conectăm la a treia sursă, cheltuim o grămadă de bani. De la sursa aceea, la moment, prețul energiei electrice este serios mai mare, cu 15%, dacă după socotelile, în jur de poate 10%, dar totuși e mai mare. Asta fără prețul pentru transportare pe teritoriul României și pe teritoriul Republicii Moldova. Și atunci, sens să cumperi de acolo energie electrică, doar dacă o să te impună cineva, cum domnul Gureanu așa a spus, dacă te impune cineva ca să cumperi. Asta înseamnă că consumatorii noștri o să plătească un preț mai mare, pur și simplu din considerente că cineva vrea să fie răscumpărată direcția asta unde au fost investiți banii. Dar în altă variantă, dacă o să fie mai ieftină de partea aceasta și dacă o să fie socotit pur economic, această linie de la Vulcănești până la Chișinău trebuie întreținută, să aibă tensiune acolo, deci o să fie banii cheltuiți, dar folos, niciun folos nu o să fie de la dânsă. E că asta e momentul. Domnul Gureanu, rămân în albia la preț. Haideți să, nu știu, să aruncăm lumina asupra ceea ce s-ar putea întâmpla. Exportăm sau importăm, mai bine zis, energie electrică la un preț mai mare, în condițiile în care mai există o linie de intrare în țară a energiei electrice. Prețul se va unifica sau, nu știu, Chișinău va plăti, nu știu, 2 lei, Bălțul va plăti 1,80 lei? Sau cum are loc acest stabilirea prețului? Aici deja depinde în ce joc economic vom intra, pentru că avem la partea cea mai mare a țării este distribuitorul gaz natural Fenosa. La nord deja din două rețele s-a făcut, una este Red Nord și fiecare din ei independent stabilește cu cine, de la cine cumpără și ce preț va oferi. Și, spre exemplu, dacă merge vorba despre Vulcănești la sud, deci este clar că prima această energie va intra în rețelele Mold Electrica și va intra în zona de sud. Fenosa, da? Ei vor fi tentați primii să cumpere, dacă acesta va fi preț mai mic. Dar dacă va veni și un furnizor, spre exemplu, centrala de la Dnestrovsk, care are posibilitatea, bine, nu intrăm acum din ce motive, dar are posibilitatea să dea un preț foarte jos la energie electrică, chiar mai jos decât al ucrainenilor și în mod sigur să... Atunci se va vedea, dacă se vor pune bariere administrative sau artificiale, că uitați-vă, nu cumpărăm de la ei pentru că, atunci s-ar putea pomeni acești distribuitori sau acești furnizori de energie că ei nu vor mai putea cumpăra, chiar și cu toată dorința lor, nu vor mai putea cumpăra energia cea mai ieftină, dar vor fi oficial sau neoficial, deci impuși probabil să ia energie din altă parte, din acelea sursă nouă care au apărut, pentru care a discutat. Dar bine, acestea sunt scenarii care eu nu le exclud, pentru că la noi în Moldova sunt posibile asemenea scenarii, pentru că nu merge vorba doar despre un scenariu pur economic. Dacă merge vorba despre pur economic și cineva vine și pune același produs, unul cu 2 lei, unul cu 3 lei și unul cu 5 lei, e clar că ai scumpit cu 2 lei, dacă corespunde, toate corespund aceleași calități de standarde și energie și așa mai departe. Deci, și aici trebuie să vedem în ce condiții politice mai departe se va funcționa. Poate nu exclud scenariul că se pune această sursă a treia pentru a o putea acum artificial exclude sursa din Domnul Gureanu, dar există o interdependență foarte strânsă între prețul la gaz și prețul la energie electrică?
Ele sunt determinante? Ele sunt o dependență destul de apropiată între ele, pentru că circa 70-75% din prețul energiei electrice este format pe baza prețului la gaz. Deci dacă crește prețul la gaz, aceasta este componenta principală. Da, scurt, încă domnul un deputat. Moment care noi am omis din discuție. Când s-a construit, deci pentru construcție gazoductului Unghin-Chișinău, circa 4600 de proprietari de terenuri agricole expropriați printr-o procedură specială. Dacă o să fie construită linia aceasta de tensiune înaltă, asta înseamnă că tot o să fie expropriat pământul, dar un moment, dar el este scos din circuitul agricol. Și asta un teren destul de serios, destul de mare, fiindcă noi știm că 50 de metri nu poți să te apropii de linia de tensiune înaltă, aproximativ. Da, sau de la 30 până la 50 de metri în fiecare parte. Vă închipuți fâșia asta de pământ pe tot teritoriul, pe distanța asta, câte hectare o să fie scoase din circuitul agricol. Și noi construim o linie care, de care nu avem nevoie, scoatem din circuit agricol. Dar pământul e ca domnul Lipschie, domnul Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Stimați telespectatori, Lilia Gavriliuc este o tânără care a visat dintotdeauna să devină mamă. De 2 ani, deja această dragoste de mamă o ajută să lupte cu cancerul mamar. Postul nostru de televiziune vine cu o rugăminte către cei cu inimă mare. Orice contribuție financiară, cât de mică, este foarte binevenită. Pe ecran aveți afișate rechizitele bancare. Împreună putem salva o viață. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi, Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă mereu. O zi bună în continuare!